momentul, să vedem împreună momentul jurizării, dar până atunci avem momentul plicului, nu? Fetelor, pregătite? Da. Hai, țineți-vă un pic de mână, că vine Bogdan cu plicul. O săptămână, mulțumesc frumos, o săptămână au avut la dispoziție telespectatorii să voteze ce fată să părăsească emisiunea: Mireasa, Anemona, Iuliana. Procentele sunt 67,31 la 32,69. Și fata care va pleca acum acasă, pentru că a fost votată de 67,31% dintre telespectatori, este Iuliana. Am și spus, presimțeam acest lucru. De ce? Pentru că și probabil din afară, zăpăceala pe care o am eu, scutul pe care l-am eu să mă păstrez sănătoasă psihic, pentru foarte mulți este interpretat tip copilărie. Dar pentru mine este un scut de apărare pentru a-mi păstra mintea sănătoasă. Pe de altă parte, ai văzut, mulți din casă cel puțin, poate și telespectatorii, având în vedere votul, au considerat că ești totuși prea tânără. Într-adevăr, recunosc. Chiar și tu. Da, recunosc că sunt prea tânără. Mai am de lucrat la mine foarte mult. Trebuie să mă cunosc mult mai mult, trebuie să-mi descoper anumite chestii ca să pot să formez o relație serioasă, trebuie mai întâi să învăț mai multe despre mine, ceea ce eu am aflat aici ulterior. De ce îți pare rău? Nu-mi pare rău de nimic, mă bucur foarte tare, am întâlnit niște oameni extraordinari de frumoși, fiecare sunteți minunați în felul vostru, mulțumesc că am ajuns să trăiesc această experiență. Este foarte intensă, nu mă așteptam să fie atât de intensă această experiență, extraordinar de intensă. Chiar mă bucur foarte tare, nu-mi pare rău de absolut nimic. Dar nu știu, mă gândesc că nu-ți pare rău că poate n-ai avut mai multă răbdare în ceea ce îl privește pe Roberto, că cu el ai fost într-o cunoaștere. Nu-mi pare rău de acest lucru. Uh-huh. Am stabilit de comun acord după o ceartă, bineînțeles, că nu suntem potriviți unul pentru altul. Avem percepții diferite, mentalități diferite, ideologii diferite. Îți pare rău, Roberto, că pleacă Iuliana? Da, poate e mai bine pentru ea așa. Adică mă atașez de orice persoană care vine aici, logic. Și cred că fiecare ne atașăm de unul de altul aici. Iuliana, mulțumesc că ai venit la Mireasa și fii atentă cum facem. Dacă nu o să-ți faci o relație serioasă peste vreo 4 ani... Vin înapoi la Mireasa. Serios, o să încerci cu mintea de atunci, da? Ți-am zis, Iuliana. Bine, mulțumesc, Iuliana, te rog să mergi să...